Deja e sâmbătă și am venit hotărât pe muncă. Undeva pe la ora 2, abia ce am mâncat și eu, am primit de pe Oana. Să fie țărna ușoară sau să se odihnească în pace, cum se spune. Și m-am pus pe treabă. Am început din partea asta și am pus, nu știu câte am pus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mai am 4, 2 aici, ăsta și cu ăsta și am terminat treaba. Deci, cred că pe la ora 4 am ridicat-o. Ca să fiu sigur că nu se întâmplă nimic, ca și nu pleacă pereții aiurea, pun câte o grindă din asta de 10 pe parte, pe o parte, una pe alta și îi dau un șurub de aici și pe afară îi dau un șurub de acolo. Și este foarte, foarte zdravăn. Credeți-mă, nu se mișcă de niciun fel. Da, a fost mai greu la primele. La colțuri o să bag o grindă de 10 pe 10 pe partea cealaltă, dacă să nu mai mă chinui. Am folosit din nou colțarele astea. Am prins prima oară un colțar, una aici și unul mai jos, vedeți, doar două. Am prins pe unul din panouri. Ați văzut cum le-am ridicat în colț acolo. L-am ridicat și pe celălalt, le-am dat câte două șuruburi și este foarte solid, adică poate să reziste aici o perioadă. Jos de dimineață am cumpărat niște carton, am pus cartonul ăsta, cu toate că nu-i văd rostul, pentru că toate panourile nu stau pe carton, stau pe niște cale, folosesc niște cale din acestea care se folosesc la tâmplăria PVC și probabil o să bag foarte multe, dar nu contează, nu sunt foarte scumpe. Genul ăsta de plastice, care sunt destul de rezistente la greutate foarte mare. O să bag dese, foarte des, și așa știu că lemnul nu are contact cu cimentul. Și dacă am și cumva vreo scurgere din casă sau ceva de genul ăsta, apa nu va ajunge foarte rapid la lemn. Sau poate găsesc ceva mai țapăn, nu știu. Pe exterior, să mergem și acolo să vă arăt cum am făcut, pentru că ați văzut cum a ridicat acel panou și pur și simplu prind două scânduri pe panou vechi, vedeți, una sus, una mai jos, și așa mi le și aliniază cât de cât la față, și când ridic panoul, panoul se rezeamă pe panoul ăsta la altul și nu poate să vină pe spate, asta e ideea. Așa am făcut la fiecare panou. Dacă vedeți, foarte bine mă încadrez. Am venit pe fundație, aici este cartonul, cam așa vine, și în partea asta altă la fel. Deci m-am încadrat cu construcția după măsurători. Scuzați, e mai greu cu ficea asta de vie, trebuia să vină cineva să o lege. Și la fel s-a întâmplat și în față. Sunt la puțin ieșit în afară de ciment și aici, aproape la fața cimentului. Oricum, pe ăsta vine polistiren de 10 și mă mai arunc afară. Pe fundație, polistiren extrudat. În general, mi-a plăcut cum a dat la treaba. Aici am avut o mică problemă cu țeava de apă. N-am calculat-o perfect. Trebuia să mă duc un 3 cm mai înăuntru, dar am decupat în grindă și acum o să văd cum aranjez înăuntru. Iarăși m-am băgat până în vița asta de vie. Este foarte, foarte cald, asta e problema, foarte cald. Deci, normal, de acum încolo n-ar trebui să mai am probleme, pentru că le ridic pe ăla, le ridic pe astea două și la sfârșit vin cu ultimul. Deci v-am zis, maxim 2 ore. Cam așa mă gândeam să vin și mâine, dar nu mă așteptam să mă mișc așa repede. Așa că o să întăresc cât de bine pot astăzi. Trebuie să văd cum fac și jos o întăritură oarecum, pentru că mâine se anunță ploi și de obicei vin și cu vânt foarte puternic. Să ancorez și probabil de luni, dar vedem până la sfârșit acestui videoclip în ce fază mă aflu. S-a făcut și 5:30 și până aici am ajuns. Am reușit până la urmă să pun și colțurile astea, care m-a chinuit puțin pentru că n-are ce să-mi țină pe partea asta altă și eu să bag șuruburi din partea altă. Și le dau cu de câte 10 șuruburi la fiecare grindă din asta.
I-am mâncat 4 grinzi, 40 de șuruburi. Și uite așa se duc banii. Am scos și colțarele de aici. Căsuța este în totalitate gata. Acum trebuie să încep la centură. Și mai am prins aici în beton, s-o prind în beton. Am prins-o cu niște șuruburi, pentru că na, dacă lipsesc aici și v-am zis că mâine o să plouă și cine știe ce vijelie vine. Am băgat câte 5 aici, numai că am din acelea de 112, pardon, milimetri, și eu aș fi vrut să bag 250, măcar 10 cm să prindă în beton, nu 5 sau 6 cât prind astea. Deci 5 pe fiecare parte. Am pus parkside-ul la muncă, este puțin cald, am băgat toate șuruburile astea pe colț și pe acelea din beton, dar s-a jucat cu ele, nu știu, ori nu sunt eu obișnuit, pentru că nici nu prea am folosit-o pe cea veche de mai bine de un an, de când a schimbat-o, cred că am mai folosit-o de câteva ori, așa foarte puțin, și pe urmă a stat. Și sunt mulțumit, este foarte bine întărită, au ieșit destul de bine și liniile acolo sus, din ce observ eu, la ciment. N-am ieșit fantastic de bine și la exterior, pentru că ce am făcut înainte să prind astea în beton, am tras frânghie, să mă asigur. Aici pe spate, vedeți, sunt la fața betonului acolo, în partea asta altă sunt puțin de tot scos în afară. Pe partea asta aici chiar mi-este betonul foarte mult. Nu voi uita la cartonul ăsta, pentru că asta ne duce puțin în eroare, dar este. Vedeți cum se vede aici. E vreun centimetru și ceva, aproape 2 acolo. Mi s-a părut mie când am dat măsurătorile, cred că e puțin umflat aici. Nu fac probleme, o reglez eu din material, când vin cu polistirenul. Dar era bine dacă e așa mai bine. Da, observ și aici de desubt că este, probabil am strâns foarte bine cofragul. Oricum, n-am pe cine să dau vina, așa că vinovatul de bază sunt eu. Am, probabil cine a văzut proiectul și știe că m-am vrut ca titirezul în jurul casei aici. Am vrut ușa în partea asta pentru că nu vreau să fie la stradă, dacă o las deschisă sau ceva, să se uite toți vecinii direct în, toată lumea care trece pe stradă direct în curte. Aici se deschide frumos spre livada asta. Pot să pun aici un șezlong, orice. Și aici în spate am ușa care va da într-o terasă, care este la dormitorul meu și dă într-o terasă în spate. Aici vor să se joace pisicuțele. Și e ca altceva. V-am zis, mâine eram hotărât să vin să o dau gata, dar considerând faptul că a mers așa de repede, nu mai vin. Vă spun sincer, chiar nu mă așteptam să ridic într-o singură zi. Și să mai fac și colțurile, să prind și cât de cât în beton. Dar trebuie neapărat să-mi aduc aminte să cumpăr șuruburile alea mai lungi. Pentru că vreau să bag destul de multe, vreau să bag undeva la fiecare grindă câte unul. Bineînțeles că vor veni și pe centru și pe pereții de aici, va fi prinsă destul de bine. Asta este. Dacă aveți vreo întrebare, știți bine, lăsați-o jos în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc o zi plăcută și la revedere!